liberal, viitorul președinte al României, domnul Crin Antonescu. Bună seara! Bună seara, dragi prieteni! Am ascultat cu mare plăcere, cu interes, cu bucurie cele spuse de prietenii mei înainte și voi spune și eu câteva cuvinte, dar cred că niciunul din cuvintele noastre nu poate fi un mesaj mai puternic decât este prezența dumneavoastră aici, în această seară. Vă mulțumesc! Sunteți mai mulți ca niciodată. Sunteți mai hotărâți ca niciodată, sunteți și suntem mai uniți ca niciodată. Acesta este, de fapt, mesajul pe care prezența voastră și cuvintele noastre trebuie să-l dea României și Europei. Cineva spunea astăzi că încercăm să facem prin această întâlnire o demonstrație de forță, și prietenul nostru Daniel Constantin cu bună cuvință spunea: nu vrem să facem o demonstrație de forță. Eu cu drag îl contrazic, ba da, vrem să facem și facem o demonstrație de forță. Pentru că cine vrea? Pentru că cine vrea să conducă o țară ca România, trebuie să fie puternic și noi demonstrăm că suntem puternici. Că cine vrea să conducă o țară ca România, trebuie să țină cont de așteptările oamenilor, de nevoile oamenilor, de libertățile oamenilor. Și voi sunteți cei care ne vorbiți despre asta. Vrem să facem și facem o demonstrație de forță care nu vrea să intimideze pe nimeni, dar vrea să încurajeze pe toți românii. Și în această seară, noi, dumneavoastră, noi toți le spunem tuturor românilor: da, Uniunea Social-Liberală e suficient de puternică spre a conduce România spre bine. Tot mai devreme se discuta în timpul zilei și se spunea: iată România sau clasa politică românească împărțită în două. PDL-ul la Palatul Parlamentului cu Europa și USL-ul la Arena Națională cu poporul. E adevărată doar a doua parte. Da, USL-ul este la Arena Națională și mereu cu poporul, cu poporul român. Prima parte nu e adevărată. La Palatul Parlamentului, la ceremonia de despărțire de Traian Băsescu și PD, au fost prezenți astăzi câțiva dintre cei mai importanți politicieni ai Europei și îi salut. Și vă rog să o faceți și voi.
dar niciodată Europa nu va fi doar a unor demnitari de moment sau a unei singure familii politice. Europa este din plin liderul socialiștilor europeni, care este aici cu USL și cu poporul român. Și îl salut! Europa! Europa este din plin și de mult liderul liberalilor europeni, Graham Watson, și liberalii europeni. Cu Graham Watson în frunte, sunt aici, la Arena Națională, cu USL și cu poporul român. Nu e adevărat că la Palatul Parlamentului șade Traian Băsescu și PD-ul împreună cu Europa, pentru că dacă poporul român simbolic e aici, nu ai cum să fii în Europa fără poporul tău. În Europa, fără poporul tău, ești nimeni sau ești o slugă. Popularii europeni sunt astăzi la Palatul Cotroceni cu președintele lor. Noi suntem aici cu poporul nostru fără președinte. Dar suntem aici cu puterea noastră, cu milioanele de oameni care sunt alături de noi, cu aspirațiile noastre, cu guvernul nostru, cu aleșii noștri locali și cu planul, proiectul nostru pentru următorii ani, pentru România. Și a vorbi în numele unui popor și a lucra pentru un popor înseamnă să ai un proiect pentru acea națiune. Îl avem și avem puterea de a-l îndeplini. Nu există niciun fel de îndoială că Uniunea Social-Liberală este cea mai puternică forță politică construită vreodată în istoria României. Și ea este atât de puternică pentru că România are nevoie de noi toți, de noi toți împreună. Și ea este atât de puternică pentru că nu are doar de câștigat niște alegeri, ci are de reconstruit o țară. Avem nevoie pentru asta de un plan și îl avem. Avem nevoie de oameni și iată-vă! Și avem nevoie de forță, de hotărâre și de unitate. De forță, pentru că, așa cum spuneam, numai cei puternici pot pretinde că vor să conducă o națiune. De hotărâre, pentru că trebuie să le spunem foarte clar tuturor celor care nu știu. România este parte a Europei, indiferent cine o conduce. România și-a câștigat libertatea cu sângele românilor. România n-a primit pomană de la nimeni și România are drept de vot în Europa și nu doar drept de a asculta. Noi, cei care conducem și vom conduce România în numele poporului român și pentru poporul român, vom fi partenerii
și nu slugile instituțiilor europene. Noi vom fi prietenii și colegii europenilor și vom găsi împreună soluții pentru Europa întreagă și pentru România. Nu vreau să existe un singur român care să creadă că România a primit ceva de pomană. România n-a primit nimic de pomană în toată istoria ei. România are de învățat de la multe națiuni europene. E foarte adevărat și sper să o facem. Dar vreau să nu uitați niciodată că românii sunt mult mai prost plătiți decât muncesc în țara lor. Că românii, milioanele de români care muncesc în Uniunea Europeană, muncesc cinstit și au crescut economiile acelor țări. Și nu vreau să uitați niciodată că firme mari europene au făcut profit bun pe piața românească cu români. Deci putem sta cu fruntea sus în fața oricui în Europa, parteneri și prieteni, nu slugi. Avem nevoie de conducători curajoși care să creadă asta ei, care să știe asta ei, pentru că liderii națiunilor europene o știu. Europa nu e o ficțiune. În Europa n-ai ce căuta ca Băsescu fără popor. Europa nu există în afara popoarelor și națiunilor europene. Și dacă azi, în congresul unei mari formațiuni politice europene, s-a vorbit de federalizarea României și nimeni dintre cei din PD nu s-a delimitat și nu i-a contrazis, le spunem noi aici tuturor celor care vor să știe, România este și va rămâne un exemplu în ceea ce privește tratarea minorităților tuturor, dar va fi mereu un stat național unitar, România. Ne trebuie putere, forță, ne trebuie curaj și ne trebuie unitate. Nu vorbesc numai de unitatea USL, vorbesc de unitatea românilor. Pentru că, dragii mei, cei care veți candida pentru Parlament, cei care vă vom susține, nu uitați niciodată, Uniunea Social-Liberală lucrează și va lucra pentru toată România, pentru unirea energiilor românilor, pentru viitorul tuturor românilor. Așa să ne ajute Dumnezeu! Victorie pentru Uniunea Social-Liberală! Victorie pentru România!